în realitate se încheie una din cele mai urâte perioade din istoria contemporană, cel puțin, a României. Pe bună dreptate, comparată cu obsedantul deceniu, deceniul al lor 50. Cred că noul președinte va trebui să, așa cum am mai spus, să dizolve statul polițienesc și să redemocratizeze România, să redea românilor spiritul antreprenorial.